Conducerea penitenciarului Târgu Jiu a luat o decizie specială. Nici o persoană condamnată în această perioadă nu va mai fi primită în unitate pe fondul situației create de noul coronavirus. Unul dintre psihologii instituției s-a izolat acasă timp de 14 zile. Femeia nu are simptome, dar vecina ei din localitatea Drăguțești, angajată a primăriei din localitate, a interacționat cu persoane care s-au întâlnit cu italianul infectat cu noul coronavirus. Într-adevăr, una dintre măsuri este și aceasta ca o perioadă de timp nou depușii să meargă la Craiova indiferent de situația lor. Este o măsură de moment, dar se va reveni la situația anterioară. Este una dintre măsurile luate pentru a preveni pe orice cale riscul infectării cu acest nou virus. Nu suntem în carantină sub nicio formă. În contextul în care primul caz a fost raportat în județul Gorj, s-au luat niște măsuri suplimentare. Polițiștii din județul Gorj au fost nevoiți deja să transporte un bărbat de 40 de ani condamnat la un an de închisoare pentru furt la penitenciarul de maximă siguranță Craiova. În închisoare sunt acum 263 de deținuți.